Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov, ne vedem cu Mix TV, pe Mix TV cu oaspeți de seamă. M-a copleșit spotul care anunță cine este invitatul nostru de astăzi. Este comandantul și rectorul Academiei Forțelor Aeriene Aricoandă din Brașov, comandorul Gabriel Răducanu. Bun venit! Sărăm, bine v-am găsit! Bun venit, v-a spus și Brașovul în urmă cu doar câteva luni. Așa este. Nu de mult, cred că sunt 6 luni de când am venit în Brașov. Nu-mi pare rău deloc. Într-adevăr, cred că deja am început să gândesc să simbărat ca oamenii din Brașov. Pentru mine a fost un moment extraordinar ca să vedem să schimb domeniul de activitate, fiindcă vin într-un domeniu operațional și am venit în domeniu unde vorbim despre educație, cercetare și pregătirea tinerilor pentru a deveni ofițeri de nădejde armate române. Deci provocare la maxim. Așa este. Provocare la maxim într-un context care vă oferă cam tot ce trebuie să vă împliniți provocarea. Așa este, cam tot ce trebuie. Avem o bază foarte bună de și umană și materială, dar asta nu presupune că nu trebuie să facem nimic pentru a le dezvolta. Nu, e nevoie de multă. Este nevoie de foarte multă implicare, atât din partea celor care sunt direct responsabili de acest domeniu, mai ales de partea de conducere pe care o reprezint. Vă spuneam înainte de începerea emisiunii că v-am studiat CV-ul și e copleșitor. Atâtea poziții, atâtea comitete și comiții, le spunem noi așa, în limbajul comun, director stat major al forțelor aeriene, una dintre ele, șef, comandant, conducător. Ce înseamnă un CV de acest gen? Pe umerii aceia unde sunt epoleții frumoși. Cred că neapărat CV-ul întotdeauna îmbracă pregătirea și dorința de a fi în mediul nostru militar. Eu am îmbrăcat această haină militară de la 14 ani, dar pot spune că trăiesc sentimentul ăsta al Petricazon încă de la o vârstă fragedă, fiindcă și tatăl meu, când am făcut liceu militar de la Dimitri Cantrimi Breaza. Dar am simțit ceea ce înseamnă gustul acesta militar de la o vârstă foarte fragedă, tatăl meu fiind și el ofițer de carieră. V-a transmis prin genă sau prin educație? Cred că a fost și una și cealaltă. Mi-a fost foarte greu să fac o diferență între aceste două, dar educația pentru mine a fost un lucru bun, fiindcă am învățat să fiu mai disciplinat, să înțeleg mai bine lucrurile, să fiu mai răbdător. Genă, într-adevăr, că a fost iar un lucru bun și s-a transmis, fiindcă unul de alta și ceilalți membri familiei, vorbesc de soara mea, cumnatul meu și soția mea, suntem toți cadre militare. Toată familia e în armată, în aviație cât sunteți? Eu și cu soția suntem în aviație, fiind și prima promoție de ofițeri de naviganți 1987 la școala de la Bobocu. Bun, aviația este crem de la crem, nu? Se spunem așa, dar încă nu trebuie aviația să facem o concurență. Aviația de senzația este faimoasa melodie pe care o știe tot românul. N-am căutat niciodată să facem o concurență între armele, cele trei arme care sunt de bază ale sistemului nostru de apărare. Am căutat pe cât posibil să lucrăm în sistemul joint. Că dacă luăm la fiecare ce are mai bun, cred că mă reușim mult mai bine decât dacă lucrăm individual. De ce aviator atunci, vă întreb? Sunt multe de povestit. De ce? Poate în 1984, când a fost primul zbor în Cosmos, a fost ideea de a se face, toată lumea era întrebăstită. Prunariu este tot brașovean, vedeți, se adună toate aici. Îi amintesc și numele dânsului. La 2 ani de zile, în 1986, când am intrat în școală, deja acea verbă ca toată lumea să îmbrace această haină albastră. Când am terminat liceul militar, am avut mai multe opțiuni și se pare că Dumnezeu mi-a ales să ajung îmbrăcat în această haină la școala militară de aviație Aurel Vlaicu de la Bobocu. Și tata, mulțumit că ați ales aviația și nu l-ați urmat? Mai greu, acum să pot să spun, într-adevăr, dacă a fost mulțumit sau nu, dar am ajuns. E mulțumit probabil de ce ați ajuns, pentru că... Da, a fost mulțumit, Dumnezeu să-l ierte, într-adevăr. Și am de ajuns acolo de unde este, mie. Vă veghează drumul mai departe. Și el a fost parașutist și de asta a simțit foarte bine gustul al aviației și a ceea ce înseamnă cerul. Deci iată că se leagă din nou, din nou lucrurile. Apropo de parașutism, cum ați ajuns la Brașov? Ei, n-am fost chiar parașutat nu, la Brașov. Ați ales dumneavoastră, v-au ales alții? A fost poate o conjunctură, să spunem, favorabilă, să mai puțin favorabilă, deși vin într-un sistem operațional unde am fost inclusiv comandant al Centrului de Operații Aeriene, singura entitate sub comandă NATO care se ocupă cu serviciul de luptă poliția aeriană. Cum ați prezentat și dumneavoastră puțin mai devreme, în CV m-a ocupat și de partea de aeronautică militară, fiind directorul Autorității Aeronautice Militare Naționale. Într-adevăr, sistemul ăsta de trecere la partea operațională la ceea ce înseamnă învățământ pare la prima vedere foarte greu.
Dar cu partea de educație și învățământ am cochetat încă de foarte mulți ani, cred că mai mult de 2010, când ca și specialist în domeniu am fost la Academia Tehnică Militară. Ați început să predați? Predam, aveam ore la dânsii și acest pas de trecere de la partea operațională, să spun, la partea asta educațională, să știți că n-a fost chiar atât de greu, dar este provocator și cu multe responsabilități. Este, pentru că îi formați pe cei care merg mai departe apoi. Nu sunt cadrele pentru aviația română? Sunt și cadrele, dar într-adevăr trebuie să întotdeauna să ne adaptăm. Că dacă ne uităm la sistemul politic, geopolitic, întotdeauna trebuie ca acestor tineri să le transmitem realitatea și întotdeauna trebuie să-i punem în pas cu noul. Nu putem neapărat să preluăm ceea ce a fost vechi și să perpetuăm acest lucru. Și noi ne confruntăm cu, la acest moment, la nivelul Academiei Forțelor Aeriene, și chiar pot spune că sunt mândru că tot ce înseamnă personal didactic la nivelul Academiei Forțelor Aeriene face față briu. Așa i-ați luat pe toți, i-ați analizat, da, ați văzut feedback-ul studenților? Am auzit feedback-ul și studenților, că mai eu când am fost numit rector, că sunt numit rector la sfârșitul anului trecut, una din modalitățile de a fi numit trebuie să-ți prezint și un plan managerial, care cuprinde și partea de pregătire educațională. Era limpede că trebuie să cunoști materialul cu care lucrezi. Și atunci am avut un contact direct cu personalul didactic și mi-am dat seama că sunt oameni de perspectivă și care înțeleg rolul și locul Academiei Forțelor Aeriene. Deci mulțumit de echipa pe care ați găsit-o. Venit însă într-o misiune pe care eu o consider dificilă din alte considerente. Ați spus de la 14 ani cu domeniul ăsta, dar ați prins vremul ăla cu disciplina extrem de riguroasă, cu armata era altfel, de fapt învățământul era altfel, România era altfel, sau armata a păstrat cel mai mult din rigoarea, exactitatea, precizia și valorile. Și România este altfel în momentul ăsta, România deci trebuie neapărat altfel. E greu să fii dascăl. Nu este greu. Este greu dacă depinde acum din ce punct de vedere priviți dumneavoastră. Că trebuie să te pregătești zilnic, că ești verificat la orice moment pe sistemele de socializare de către studenți. Că dacă că feedback-ul este necruțător, este imediat, este viu, și este... studentul te taxează dacă într-adevăr nu-i transmiți ceea ce trebuie și vede că nu-i aduci noutatea și îmbunătățești ceea ce el deja știe. Asta într-adevăr este foarte greu. Dar faptul că în fiecare zi vezi acea energie pozitivă al acestor copii, copii care trebuie să țin vinde un singur lucru, la vârsta de 18 ani, îndeplină, nu știu, curiozitate, spun, jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții, care e un lucru extraordinar pentru ei. Și ei tot la fel, majoritatea sunt plecați la 14 ani de acasă. Deci, cumva norocos că lucrați cu un anume material atunci, da, să spunem și da, acest lucru. Da. Ce sunt extraordinar, vă spun sincer, sunt implicați în toate activitățile. Chiar ei vin cu propuneri de a îmbunătăți, inclusiv partea didactică, inclusiv partea de cercetare. Și cum să nu fii deschis, să te simți bine, că vezi într-adevăr că în fața ta sunt oameni care vor să îmbunătățim tot ceea ce există. Adevărat. Deci norocos, dar și ei norocoși. Schimbul de energie este reciproc. Umblă vorba ca un rector fain la Henri Coandă. Deci, apropo de rețelele de socializare și de faptul că trăim în epoca în care transparența își spune cuvântul, nu mai e ca altă dată, când să fi îndrăznit cineva să spună ceva rău de rector. Pe vremea când făceați dumneavoastră școala militară. Da, e adevărat, nu? Că erau alte, poate, sau alte concepții. Sau să vă răzvrătiți un pic așa, să-i spuneți unui profesor respectire, că nu vă prea convine, că nu e... Dar nu ține pasul cu vremurile. Dar nici acum nu gândiți că există asemenea. Deci disciplina și ordinea a rămas la fel în sistemul nostru militar. Faptul că sunt alte pârghii de a transmite această informație și că au mai multă libertate, asta nu presupune că sunt indisciplinați și sunt în acel mediu de cultură. Nu. Credeți-mă că acești copii știu foarte bine să-și vadă locul, rolul, sunt foarte bine educați, vin din familii sănătoase și se pliază foarte repede, mai ales în anul întâi, că noi deja facem acea pregătire generală cu ei, inclusiv pregătirea militară, se pliază foarte bine și știu să se comporte exemplar. Și cum mai este o realitate, știu să se comporte exemplar atât în mediul nostru ca zonă, în care vorbim numai de partea militară, dar sunt atât de bine pregătiți și când depășesc gardul unității în mediul civil. Și bun, și anii aduc aceste confirmări, exact. Anii în care ei încep să profeseze, îi regăsiți la locul lor de muncă, acolo unde îi duce viața. Ne întâlnim astăzi pentru că e o săptămână Henri Coandă, brașoveană, am văzut în drumul cu care spuneți. Am început. Eu așa consider, sunt foarte, foarte multe evenimente. Este o ediție jubiliară, 20 de ani, AFASES sună într-un fel. Noastră, conferința noastră, cercetare științifică pe care o facem anual. 20 de ani.
De 20 de ani, da, este o cifră frumoasă, rotundă, și de 20 de ani, la nivelul Academiei noastre Forțe Ucraine, se desfășoară și se pregătește această conferință de cercetare științifică. Este pe un context, să spunem, internațional. Fiecare din instituțiile de învățământ superior, inclusiv cele militare, se pregătesc și desfășoară această activitate. Sunt puse într-un timing foarte bine și conturat. Academia Forțelor Ucrainene întotdeauna s-a pliat și s-a îngrenat în desfășurarea acestor activități. Însă, fiindcă anul ăsta este un an jubiliar, 20 de ani, nu se împlinește așa ușor asemenea... Cam Dumas, vârstă, după 20 de ani. Dar ne-am încercat an de an. Am încercat anul ăsta să ducem această activitate și dincolo de mediul nostru interior al Academiei Forțelor Ucrainene. Să intrăm în mijlocul brașovenilor. Uitați. Cu brașovenii la oaltă. Am văzut în program, sunt foarte multe puncte comune și v-ați dat mâna de asemenea cu Universitatea Transilvania, cu Universitatea Spiru Haret, cu zona culturală. Și spuneți că e frumos spus, e adevărul pur, că e săptămâna brașoveană aricoandă. Este nu numai a noastră, fiindcă toate aceste activități le desfășurăm împreună cu Universitatea Transilvania din Brașov, fiindcă încă de când am pășit pentru prima oară aici în Brașov, mi-am dat seama că nu trebuie să există concurență pe domeniul ăsta educațional între universități. Că până la urmă fiecare ce are bun poate transmite la celălalt și să îmbunătățească. Complementaritate, parteneriat, și una și cealaltă, chiar și una și cealaltă. Ceea ce nu avem noi găsim la dâns și ceea ce avem noi dăm și către dâns și pentru a dezvolta. Ce n-aveți dumneavoastră? Păi să spunem la un moment dat că poate nu avem o putere financiară atât de mare cum are Universitatea Transilvania, nu avem atâtea locuri și campusuri cum au dâns și au și mai multă experiență, au mai mulți studenți, chiar sunt extraordinari. Și faptul că la nivelul Brașovului am reușit să găsim acest parteneriat, cum îmi place mie să-i spun, și orice lucru pe domeniul ăsta educațional și al cercetării se poate dezvolta, de ce să nu... Bun, deci umăr, la umăr cu Transilvania, să spunem. Așa este, la această activitate suntem alături de, adică dânși alături de noi. Fratele mai mare, fratele mai mic, cum să... Este greu acum să putem vorbi de frați, că fiecare are domeniul separat. Blazonul, e aricoandă, da? Este adevărat că noi am început această activitate, este o activitate începută pe domeniul nostru de învățământ militar universitar. Dar am fost deschiși și către dânșii și dânșii a fost și mai deschis să ne accepte pentru a dezvolta pe anumite paliere această activitate în comun. Care sunt punctele, vârfurile din programul acela foarte minuțios? Vârfurile sunt, și... să spunem, avem mai multe vârfuri. Asta este problema și la fiecare din ele chiar e tot un vârf acolo. Îi așteptăm pe brașoveni să fie alături de noi. Aș începe cu sfârșitul, să spunem, unde noi încercăm să spunem că punem cireașa pe tort. Este vorba despre acel show aviatic care se desfășoară pe data de 27 la Ghimbaf, la viitor, să sperăm, și pentru viitorul la aeroport Ghimbaf, pe care vorbim așteptăm noi și de aeroport, că avem de toate, mai puțin aeroport, apropo de, este de oaspetele meu. Așteptăm pentru prima oară evoluția, inclusiv a noilor aparate de zbor care au fost introduse în organigrama Forțelor Aeriene, vorbim de F-16 alături de MiG-21. Avem un calup foarte bine conturat pentru partea de zbor aviației militare. Avem și inclusiv cu saltul parașutiștilor Forțelor Speciale. Și brașovenii pot vedea aceste... Nu mai că pot vedea, dar chiar rugăm să participe, fiindcă el este deschis. Este deschis în acest moment la Ghimbaf pentru tot publicul larg. Chiar acum, înainte de intrarea noastră în misie, am primit și confirmarea de la RATB că vor pune la dispoziție mult mai multe curse regulate pe parcursul zilei de duminică, de fapt, portând de începând cu ziua de vineri. Iar cel de-al doilea calup de desfășurare este dedicat numai aviației civile, în colaborare cu Aeroclubul României și cu Școala Superioară de Aviație Civilă. Inclusiv vor participa iacării acrobați, faimoasa firmă, trupă de a noastră, cum îi spune mie, de acrobație aeriană, Extra 300. Suntem un binou acolo pe care sperăm să-l ducem la cap. Deci duminică toată ziua, spuneți, de la ce oră? Începând cu ora 13. La ora 13. În funcție de ce condițiile meteo, dar la ora 13 ne-am pus noi în... Ați consultat și buletinul meteo, că Brașovul uneori e nemilos la acest capitol. Așa este, dar ne să așteptăm la momentul ăsta că va fi vremea aia ce care ne dorim. Sfântul Ilie nu este ocrotitorul aviației și poate are grijă. Are grijă și de noi. De vineri începând declanșăm și o activitate privind un târg de tehnică militară și promoție educațională, care tot la... Un târg și expoziție, la și expoziție avem și tehnică militară statică, foarte multe oferte educaționale ale colegilor militare naționale, universităților.
Deci, cine sunt cei pe care așteptați la acest târg? Specialiști din țară, colegi, specialiști din țară, studenți? Știți că săptămâna trecută la București a fost acel târg Black Sea pe tehnica aeronautică și mulți dintre cei participanți de acolo i-am invitat pentru a fi și în mijlocul nostru la Brașov. Sunt firme care sunt îndrăgostite de, să spunem, de domeniul ăsta al aviației, vor participa și în paralel sunt... Îndrăgostite și dedicate, adică o dragoste materializată în produse. Da, dedicate în produse pentru concrete. Și pe niște proiecte de viitor pe care ne gândim să le dezvoltăm la momentul ăsta la nivelul Academiei Forțelor Aeriene. Vă gândiți la niște colaborări cu studenții, cu ne profesorii Academiei? Ne gândim la niște colaborări, că să știți că în ultimele 6 luni avem niște proiecte de cercetare, spunem noi, chiar de renume. Avem un proiect de cercetare pe care l-am făcut la un moment dat cu, nu dau numele acum a celor care sunt direct implicați, dar avem un balon care poate studia tot ce înseamnă calitatea aerului. Și știți că Brașovul la momentul ăsta are infringement european privind calitatea aerului. Ciudat, deși suntem este ciudat. Într-un bine, verde noi spunem, înconjurător. Exact, verde înconjurător. Până la urmă să știți că este curat aerul, numai că sunt anumiți poate parametri care sunt depășiți, motiv pentru care noi am încercat și ne-am adresat chiar Ministerul Mediului ca parte din aceste proiecte de cercetare și modul de transmitere a acestei informații prelucrate privind calitatea aerului, să putem să o facem la nivelul Academiei Forțelor Aeriene. Avem, vă putem spune, și că ne dezvoltăm și pe partea militară, avem chiar și un ploit, o platformă de o armă împreună cu Tohaniu, care e viitoare armă pentru forțele speciale NATO. Avem și domeniul de dezvoltare pe OAV-uri, drone, cum le spuneți dumneavoastră, în domeniul civil. Sunt multe domenii de cercetare pe care încercăm să dezvoltăm cu cât mai mulți care sunt îndrăgostiți de acest domeniu. Deci, expoziția este deopotrivă deschisă specialiștilor, celor interesați, dar și celor care sunt doar pasionați. Da? Pasionați. Plac jucărioarele, dronele. Avem, și sâmbătă câteva activități de acest gen. Sâmbătă să invitați părinții copiii cărora le place partea asta de aviație. Cândva aeromodelele la Casa Pionierului de altă dată. Altă dată le transformăm în ceva mai pașnic. Acum o să fie și așa ceva. Drone, avem apropo tot, de dimensiunea picanterie educativă, domnule rector, v-am văzut foarte generos și foarte interesat de susținerea șaguniștilor care au fost premiați de NASA. Avem copii minunați la Brașov și sunt copii m-am bucurat să vă regăsesc acolo. Și chiar și noi am rămas plăcut surprinși că, într-adevăr, aici, în mijlocul Brașovului, avem oameni care, copii, mai bine zis, care la vârsta lor fragedă au reușit. Astăzi, clasa 5, clasa 6. Da, m-au entuziasmat și atât de pătruns am fost de modul cum au prezentat și au prezentat Marfa, încât n-am putut decât să nu-mi iau avionul de pe birou și e acolo pe biroul dumneavoastră avionul. Nu, avionul deja l-a luat, mi se pare că domnul Biriș, mi se pare că l-a luat fostul nostru. Deci, dar mai aveți. Nu, pe acela numai, că era unicat. Era unicat, a fost, cum am spus și atunci, era unicat. Dar mi-a făcut o plăcere deosebită. L-am dat cu sufletul, cum am spus. Fiindcă știu că acei copii vor ajunge acum la Los Angeles să-și ridice premiile, care premiile sunt până la urmă ale României. Da, și noi nu știm să ne... Iată cu ce material frumos puteți lucra ca profesor și ca rector aici în zona da, asta. Da, aveam material, într-adevăr. Da, copiii au proiectat nave spațiale, da, o lume spațială, virtuală, un spațiu pe care au creionat atât de bine în tot ce înseamnă și partea de management, și partea administrativă, și partea, inclusiv politică, aveau câteva lucruri acolo. Era o nouă societate și o nouă societate. Rânduire. Și la vârsta lor să te uiți că, într-adevăr, gândesc atât de profund, cum poți să rămâi pasiv? Da. Deci, domnul rector și-a dat avionul de suflet. Da, mi-a dat avionul de suflet. Mă gândeam că ați așezat altul pe birou, dar nu, era unicat. Era unicat, așa cum am spus, și l-am dat. L-ați dat cu tot sufletul. Așteptăm vești de la copii. Cu siguranță ne vor bucura în anii care vin. Ar fi frumos ca unii să rămână studenți la Academie. Dar... Așteptăm cu drag. Pe timpul târgului avem și promovarea oferte educaționale pe care o avem noi. Cum poate un student, cum poate un elev care finalizează cu bacalaureatul să poată ajunge student? Ce presupune? Ce cerințe speciale sunt? Noi pregătim mai multe domenii. Pregătim și partea de piloți, pregătim și controlul trafic aerian, pregătim și meteorologi și cei care sunt îndrăgostiți de rachete și de radiolocație. Deci oferta e largă, oferta paleta, este deci nu numai Top Gun acolo. Da? Nu este numai Top Gun, deci tot ce înseamnă forțe aeriene, acolo le găsim la Academia Forțelor Aeriene din Brașov.
Diferențele sunt legate în primul rând de partea de sănătate, că într-adevăr cei care trebuie să ajungă piloți trebuie să aibă o altă mentalitate și sănătatea lor, vă dați seama că ați trebuie să fie la maximum. Ați intrat în aviație cu gândul la Top Gun, nu? Cred că fiecare întâlnit la vârsta de 18-19 ani, cred că avem acelea, aveam să mai bine, și cred că sunt și pilotul acum aceleași perspective. Pilotul care brăzdează cerul. E adevărat, pregătirea mea n-a fost axată 100%, toți dintre noi am cochetat, eu mi-am desăvârșit pregătirea în calitate de control trafic aerian. Nu contează, ideea e de visul care te duce către academie, mai apoi fiecare își găsește locul, că în matricea aia e nevoie de multe poziții. Deci dimensiunea educațională foarte bine reprezentată, invitați de seamă de asemenea aveți la aceste conferințe. Da, n-aș termina, adică mai avem activitate până aici la invitație de seamă, activitate care va avea loc chiar în cursul zilei mâine, deschiderea va fi la ora 10:00. Unde 00 că avem de-a face cu militari, da. Să știți că la noi secunda contează. Cu siguranță și face uneori diferența. Și face uneori diferența în foarte multe domenii, mai ales în domeniul nostru militar. N-am spus-o decât în ideea, într-adevăr, că e o oră fixă la care noi, în general, atunci începem și nu putem să facem rabat de cele câteva secunde, cum se spune altfel. Deci aviz că civililor care sunt invitați mâine. Sfertul Academiei, nu, la noi e 10:00 și a început activitatea. Într-adevăr, mâine, la ora 10 punct, ca să poți să treci în palierul celălalt, deschidem sesiunea plenară. Sesiunea plenară în care avem invitați trei keynote speaker și care vor discuta partea de securitate, strategie, tot ce înseamnă geopolitică și chiar cyber defense. Deci, din punctul meu de vedere, este un domeniu de noutate și care cred că se deschide foarte bine publicului larg. Și avem prezentă pe Antonia Colibășanu, care este analist și este vicepreședinte la Geopolitical Future Austin din Texas, SUA, pe domnul profesor de la Institutul de Modern Political History Analysis din Viena, domnul Bayraktarevich, și în ultimul rând domnul general Aurean Anastasov, care este și consilierul ministrului apărării pe probleme de securitate. Toată această activitate se va derula până în jurul de 14:30, unde sperăm să obținem cât mai multe informații de la cei care sunt implicați în acest domeniu. În forță. În forță și prezența, după câte știu eu, este destul de aula Universității Transilvania. Este aula Universității Harry Coandă din Brașov. Harry Coandă. Deci la noi vom face activitatea. Scuzați. Nu, nicio problemă. Faptul că sunt atâtea instituții implicate. Sunt atâtea instituții implicate, deoarece noi pe lângă cele, când trecem de la plenară, trecem pe domeniile noastre, pe paneluri, acolo într-adevăr avem și partea de workshop-uri pe domeniul de psihologie. Noi avem peste 400 de invitați participanți și participanți la acest domeniu și fiindcă numărul fiind foarte mare, nu ne-am putut permite să desfășurăm întreaga activitate la noi la Academie și atunci am apelat la bunăvoința atât Universității Transilvania cât și la Universitatea Spirul Haret. Ceea ce e foarte frumos. V-ați dat spus mâna peste Brașov, cum spuneam. Și nu pot să mă opresc doar aici. În a doua zi mai avem încă un moment, spunem noi, îmbinăm arta cu plăcutul. Noi, ca Fanfara Academiei Forțelor Aeriene, împreună cu Filarmonica din Brașov, vom susține un concert comun în Piața Sfatului, unde iar invităm toți brașovenii să vadă un lucru inedit. Da, Armata și Filarmonica. Într-adevăr, dirijorul nostru va încerca să dirigeze Filarmonica, dirijorul Filarmonicii pe prima oară. O provocare, cred că și pentru cei de la Filarmonica, acest parteneriat. Foarte mare provocare, dar știți cât de domnul director a primit-o cu atâta entuziasm încât chiar și pe noi la un moment dat, dacă aveam oarecare temere în organizare, imediat am trecut la treabă și chiar n-a fost absolut nicio problemă. Muzica nu are bariere. Nu are. Nici aviația nu are bariere. E deci carta, gând la gând cu bucurie. Foarte frumos. Foarte frumos și iată un loc unde chiar brașovenii chiar cred că ar trebui să vină în număr mare și noi vom da sfoară în țară să-i poftim la ceas de bucurie. Ce le mai spunem din programul acela? Partea de specialiști rămâne foarte mulți psihologi invitați. Foarte așa multe este, workshop-uri de psihologie. Așa este că avem 29 de workshop-uri de psihologie, fiindcă am încercat și am și reușit să le acredităm la domeniul învățământului și să gândim către acest parte de centru al țării, să deschidem și pentru viitor această modalitate de
aduce psihologii cât mai aproape unii ceilalți. Avem foarte multe domenii de prezentare și ceea ce este pentru noi foarte bine, că nu vin numai din sistemul universitar, vin și preuniversitar. De asta este poate și numărul atât de mare. Da, e un număr impresionant. Mă gândeam că însăși Academia și formarea acestor cadre presupune aprofundarea temeinică a psihologiei, dar e mai mult decât atât. E un regal de psihologie într-un regal de aviație. De aviație, să sperăm că va fi bine, așa cum ne-am propus. Cu siguranță nu poate fi decât bine. Emoții văd puțin, așa? Sau cum? Militarii n-au voie și nu recunoaște domnul rector, da? Nu este adevărat. E o emoție? Suntem oameni și noi până la urmă și, într-adevăr, e uman. Deci, cine n-are emoții, într-adevăr, trebuie să poate bine, să gândească și să simtă. Și chiar suntem oameni care și gândim și simțim. Deci, motivul pentru care și noi avem emoțiile noastre, când ni le exteriorizăm mai greu, să spunem că asta este al palier al discuției noastre. Că dacă aș mărturisit la mine în emisiune, mă declar mulțumită. E emoția cea frumoasă care construiește. Mi-a spus că v-ați simțit foarte bine primit de Brașov, de brașoveni cu siguranță, de studenții de la Academie, nu am nicio îndoială, sau de cadrele didactice. Spuneți-mi de comunitatea asta, cum o găsiți? Pentru că Henri Condă văd că are ambiția să pătrundă mai puternic în viața comunității și atunci aveți nevoie de parteneriate și aveți nevoie de autoritățile publice locale. Aici, cum îi simțiți? Îi simt foarte aproape. Chiar la scurt timp, după ce mi-am prezentat planul managerial către profesori și către mediul didactic al Academiei, multe din proiectele pe care mi le-am trecut acolo sunt legate și de urbea Brașovului. Motiv pentru care la scurt timp am făcut o invitație către inclusiv domn prefect, domn președinte al Consiliului Județean, domnul primar, pentru a-i prezenta, să spunem, ofertele pe care Academia le poate oferi urbei și dacă pentru a face cunoștință avea, cu ei. Bineînțeles, și face și cunoștință cu dânsii. Și chiar am fost primit cu brațele deschise în modalitatea asta de abordare, fiindcă niciuna dintre paliere n-a spus că Academia să facă, ci împreună să facem. Și deși s-au rezultat direct interesați, de ce? Fiindcă avem într-adevăr fanfara și știți foarte bine că în domeniul când este muzica, fanfara este chiar și o tradiție de transmitere. Fanfara militară, da, e. Ați văzut că și deschiderea, când a fost anul ăsta deschiderea anului universitar și când depunerea jurământului, copiii au venit la mine, deși vremea era destul de neprietenoasă afară, au vrut neapărat să fie în mijlocul brașovenilor și am făcut-o în Piața Sfatului. Nu de curând s-a terminat prin colaborare și Omul și Cartea, cel mai mare lanț uman. Așa de frumos a fost, în care chiar ne-am implicat evenimentul și implicarea Academiei a fost extraordinară acolo. Am încercat Cum ați ajuns la evenimentul acela? V-a tentat ideea de record pentru Brașov? Și da și nu. Poate cuvântul mai mult carte. Carte. De ce să nu recunoaștem că mulți dintre noi până acest moment putem spune, cred că cu greu ne putem aduce aminte când am citit ultima carte. Tocmai. Fiindcă timpul este principalul nostru dușman, încercăm să ne rezolvăm pe cât putem și problemele personale și de multe ori nu mai avem timp. Atracțiile acestea, multe, ne risipim, ne fură viața. Când ai posibilitatea de a uita permanent pe net și acolo să-ți iei informațiile și o carte, am văzut că unii o citesc numai concluziile. Da. Fiindcă oca este foarte greu și era păcat la acel moment să nu aducem acolo era ceva din profesor, a spus hai să ne implicăm, ceva din... Da, a fost o conjunctură, fiindcă din chiar... fostul elev, care presupun că a fost conștiincios. Nu, prorectorul meu pentru cercetare, recunosc că aici trebuie să-i atribui foarte multe din aceste lucruri dumnealui, chiar este președinte unui scriitorilor pe Brașov, prorectorul meu cercetare, domnule Senciuc. Am stat un pic și am analizat împreună problema și am spus de ce nu. Un prorector pe cercetare care este scriitor. Da, și celălalt proiectări imediat au preluat inițiativa și am zis gata, acum. Am întrebat și studenții, au fost foarte entuziasmați și îmi spun la urmă de ce nu neapărat record, dar nu, de ce nu neapărat să arătăm că putem la nivelul bun, nostru. Și ați fost un exemplu, ați deschis acolo, a fost minunat acel moment. Dar revenind la autorități, aici ai nevoie de mai mult. Brașov, ok, este, știți cum e, până și drumul spre iad e pavat cu bune intenții, toate bune și frumoase, dar nu se prea concretizează niște obiective majore. Ba nu se concretizează, uitați, spun, de exemplu, tot ce fac în Piața Sfatului acum pe partea de Filarmonica, cu colegii la Filarmonica, să știți că sprijinul este aproape total al primăriei. Cam tot ce se va desfășura acolo. Am omis și poate intenționat sau nu, dar toți străinii participanți care sunt în număr destul de mare la această conferință de cercetare științifică internațională, a doua zi le-am rezervat o zi specială de vizitare a Brașovului. Vizitează tot ce este punct de atracție turistică și chiar și educațională, că e și la prima școală românească și o să o facem împreună cu... Va fi fericit, Părintele Oldeanu.
foarte fericit deja, cum am și discutat cu dânsul. Și va fi o bucurie și pentru vizitatori. Au ce vedea și, într-adevăr, este un lucru care trebuie văzut aici, în Brașov. Și o facem cu sprijinul Consiliului Județean. Deci, iată că nu ne dăm la o parte, sau mai bine, nici nu se dă la o parte, ne sprijinim. Dar nu e de la o lobby parte, pentru aeroport, domnule comandant. N-aș vrea să fac eu, poate, în calitatea pe care o am neapărat să fac eu un lobby. Dar faptul că pronunțați cuvântul aeroport este normal. Păi, mă gândesc că la un aviator. Pentru noi contează foarte mult în acest loc unde să văd că decolează și că aterizează ceva. Eu sunt obișnuit și mi-e drag de acel miros de cherosen, fiindcă am fost și șef de stat major și locțitor la baza aeriană de la Bacău. Și credeți-mă că am în sânge acel miros și mi-e drag de el și mi-e dor în același timp. Și vă lipsește. Dar faptul că s-au arătat direct interesați ca acest aerodrom să aibă și posibilități de acțiune militară, el va fi deschis și marilor exerciții militare, faptul că el va avea și o colaborare civilo-militară la nivel înalt, pe mine mă face să cred că va avea sorți de izbândă și că voi reuși într-un termen nu prea îndepărtat să pregătesc viitorii, în faza inițială măcar, viitorii studenți. Deci aveți proiecte concrete. Cât vreți să rămâneți la Brașov? Este greu. E greu. Și soția m-a întrebat și n-am reușit să pot să-i dau un răspuns. Deci nici măcar doamna nu știe. Cert e că până la anul 2000, până celălalt an, 2020, luna mai, când au loc alegerile pentru următorul mandat de rector, vrând nevrând trebuie să rămân. Și mai apoi militarul? După aceea sunt șarte gătitoratoare de păi rector și comandant. Păi nu plecați până nu vedem aeroportul aici și până nu vedem și academia la locul pe care vi-l doriți. Nu mai depinde de mine. Da, deci nu ne spune domnul rector cât rămâne la Brașov, dar ne asigură că perioada care urmează va fi una splendidă pentru brașoveni, pentru Academie. Săptămâna aceasta cel puțin este o sărbătoare. 20 de ani de AFA, SES, sună ușor să fie așa. Este vorba de evenimentul științific al Academiei Henri Coandă, 20 de ani, ediție jubiliară, invitați pe măsură, expoziții, evenimente și mai ales show aviatic. Ce-ar mai fi de spus, domnule rector? Pe lângă promisiunea de a reveni, pentru că au rămas multe nespuse. Ce-ar mai fi de spus? E că să facem tot posibilul să sprijinim partea asta educațională. Fiindcă cu cât acești copii sunt mai educați, mai înțelepți, cred că vom avea și noi bătrânețele mai liniștite. Dacă nu reușim să-i sprijinim acum, și apropo de ce ați prezentat dumneavoastră mai devreme și cu acei copii minunați de la Șauna, deci dacă nu reușim acum să-i sprijinim, va fi prea târziu. Și eu când am venit aici, am căutat pe cât posibil tot ce este bun să păstrez. Ideea asta că totul nu e bine în țara asta, precum se vehiculează, nu e adevărat. E o mentalitate păguboasă. E o mentalitate păguboasă și o mentalitate care nu creează altceva decât lucruri negative. Adevărat. Să luăm bunul de la acești copii, să luăm bunul de la noi ca oameni și să putem să-l ducem mai departe, fiindcă fiecare dintre noi, dacă aduce o părticică mică, dar creionată pe ceva constructiv, zic că putem merge mai departe, fără absolut nicio problemă. Da, binele se întoarce și cine se dește, se bucură. Cine seamănă vânt, culege furtuna. Cine crește, iată, copii, crește specialiști, are de ce să se bucura. 400 de viitori specialiști cresc în moment, la Henri Coandă, mi-a spus, cu perspective de a fi și mai mulți. Mai mulți. Ne bazăm la acest moment și pe cerința beneficiarului, care în principal este statul major al forțelor aeriene, dar noi pregătim personal aeronautic și pentru cei care sunt în afara Ministerului Apărării Naționale, iar din cadrul Ministerului Apărării Naționale chiar pregătim și pentru forțele terestre, forțele navale. Deci întreaga armată română este beneficiar al Academiei Henri Coandă din Brașov. 400 acolo la catalog, dar multe sunt mii pe lângă. Sunt mai mult de 400 și numărul lor va fi în creștere continuă. De ce? Fiindcă acum 2 săptămâni sau 3 deja avem și o hotărâre de guvern prin care perioada de școlarizare se va modifica de la 3-4 ani etapizat. Este și motivul pentru care vrând nevrând din estimările pe care le-am făcut noi la nivelul Academiei Forțelor Aeriene, cred că avem în jur de 600 de studenți într-o perioadă nu prea îndepărtată. Și atunci când spuneam de mii, mă gândeam la aceste legături cu celelalte universități, cu Brașovul,
preșcolar, școlar, cu liceenii, cu tot ce presupune o mare comunitate. Așa este. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Deci, duminică e ziua cea mare. Duminică, show aviatic la Ghimbav și acolo... Și miercuri concertul. Și miercuri concert și miercuri în piața sfatului. Și vineri târgul. Deci, miercuri concert, armata... Săptămâna, cum a spus dumneavoastră. Da. Deci, miercuri concert, armata și filarmonica. Henri Coandă și filarmonica din Brașov. Vineri, expoziție, târg. Jucărele de tot felul pentru copii de tot toate vârstele. Și pentru copii, da. Duminică un regal și, de fapt, toată săptămâna o sărbătoare. Sărbătoarea Henri Coandă la Brașov. Mulțumesc mult, domnule Mulțumesc rector. Mulțumesc foarte, foarte mult. Plăcerea a fost. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Comandorul Gabriel Răducanu, rectorul și comandantul Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, oaspetele nostru în această seară. Ne-am auzit la Radio Brașov, ne-am văzut pe Mix TV. O seară excelentă tuturor. Aviația dă senzația.